Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Întâlnirilor Capitale. Invitatul de astăzi este un medic cu totul și cu totul deosebit, aș putea să spun. A venit din Nigeria, dar de mult, de vreo 20 de ani, lucrează aici în România. A vrut să rămână, a rămas și face lucruri cu totul speciale. Domnul dr. Lawrence Chugudi Nwabudike este medic dermatolog la Institutul de Diabet și Boli de Nutriție Nicolae Paulescu, medic dermatolog, dar și cu competențe în homeopatie și acupunctură. Domnule doctor, ne bucurăm să vă cunoaștem. Mă bucur și eu, mulțumesc. În primul și în primul rând, cum ați ajuns să profesați în România? Că Nigeria nu este atât de aproape. Nu este atât de aproape. Viața așa câteodată îți oferă diferite șanse. Și probabil lecția cea mai importantă este să înveți să mergi cu fluxul vieții. Am primit o bursă. Nu am știut foarte mult despre România decât știri de Revoluția, de câteva alte lucruri. Însă și am fost chiar în dubii, dar am venit. A fost o oportunitate și mă bucur că am venit. Deci n-a fost o alegere, vreau România, așa s-a întâmplat și a fost o întâmplare fericită. Da, se poate spune așa, da, nu a fost, dacă ar fi fost o alegere, atunci logic alegeam lucrurile poate mai avantajoase financiar, economic și, dar nu întotdeauna este așa și viața te conduce pe care tu poate ai vrea inconștient, dar nu ai aștepta să se manifeste așa. A fost greu să învățați românește, să vă adaptați României? Da, a fost din câteva puncte. Limba este dificil de învățat. Nu este o limbă asta... ușoară, limba română, nu, tocmai nu, de aceea. Nu, deloc. Asta este una. Cultura este diferită. Popoarele se asemănă în multe feluri, pentru că aceeași căldură, acest sens de a primi oamenii străini în mijlocul lor și de a se bucura de ei există în ambele părți. Aceeași tendință, să zicem, relaxată a ambelor popoarele de a privi viața există. Există precis diferențe. Popor român, ca și multe popoare europene, sunt un pic mai cerebrale din felul lor de a aborda viața, pe cum nigerianii și negri în general sunt nu atât de cerebral și mult mai să zicem emoțional, dacă vreți, în abordarea lor a lucrurilor, ceea ce câteodată face greu, pentru că tu poți să întinzi mâna reflex din suflet, dar trebuie să-ți dai seama că deși celălalt îți este prietenos, abordează lucrurile un pic altfel decât tine și dacă nu reții acesta, pot să întreacă granițele pe care ambele părți nu le simt neapărat plăcut, dar învăț. Un proces continuu de învățare, da. Cred. Medicina, cum se face că ați ales-o? Asta a fost o întâmplare sau a fost o pasiune, o tradiție de familie? De unde vine? Într-adevăr, medici există în familia înaintea mea, deși sunt primul care să se ducă la facultate, ca ceilalți au fost medici tradiționaliști, învățând din tată, în fiu, mama și așa mai departe. Dar medicină tradițională, medicină tradițională. Însă medic este medic, pentru că vocația este de a ajuta oamenii să devină mai sănătos. Și atunci eu aș spune că și ei au fost medici. Nu sunt eu primul, sunt doar primul care poate am fost la facultate de medicină. Dar am ales medicină deși am vrut chiar să fiu la momentul acela aviator. Și multe vreme în liceu am vrut să fiu aviator. Însă la un moment dat mi-am dat seama că
poate nu o să fie un vis realizabil în plan profesional, va trebui să fie poate ceva privat particular, dar medicina era un imbold la un moment dat și am urmat imboldul. Și niciun regret că nu zburați acum? Nu, dar am avut plăcere anul trecut chiar un pacient al meu care este aviator m-a dus la uitat cum se numește, în care am zburat noi cu parașuta și cu motorul parapanta, cred că motorizată, și a fost senzația cea mai plăcută. A trebuit să mă abțin ca să nu devin dependent. Am înțeles. Spuneam la început că domnul doctor este medic dermatolog la Institutul Nicolae Paulescu de diabet și boli de nutriție. Ce face un dermatolog? Eu știu ce faceți, dar pentru cei care ne ascultă, care este rolul dermatologului într-un astfel de institut care se ocupă de diabet? Care se ocupă de diabet. Spun eu și cred că mulți dermatologi gândesc la fel. Suntem peste 7 miliarde de oameni pe planetă. Nu există nici unul dintre ei fără piele. Prin urmare, dermatologul își are rol peste tot. Dar sunt anumite zone în care dermatologia are foarte mare importanță. Infecțiile cutanate au fost primele semne din care suspicionai diabet pe vremuri. Pentru că e ușor ca oamenii să uită în epoca noastră de tehnologie în care chiar foarte ușor se măsoară glicemia instantaneu, da. Însă, pe vremurile, erau testele mai complicate atunci, când diabetul a fost în, să zicem, anii ei de început. Și acele teste nu erau neapărat ușor de făcut și de găsit, pentru toată lumea nu era la îndemână. Astfel, depindea foarte mult și de semnele despre care indicau o imunosupresie, precum infecții repetate. Ulcerele erau o problemă și încă sunt o mare problemă a oamenilor cu diabet. Și atunci dermatologiști are foarte multă relevanță. Până și astăzi acele semne, cu totul că noi avem o medicină mai avansată, tot sunt baza pentru care pot să suspicionez clinic deja o posibilitate de diabet. În afară de acesta, am menționat din nou ulcer și o subliniez pentru că este o muncă pe care fac zi de zi. Pacienții cu diabet au tuburările de sensibilitate pe care o numim neuropatie, tuburări de circulație pe care o numim arteriopatie, atât ale vaselor mari, cât și ale vaselor foarte mici, care le găsim la nivel cutanat, de pildă, ceea ce face ca nutriția organelor, inclusiv pielii, să fie câteodată precară din punct de vedere arteriopatic. Iar neuropatic să nu pot să simtă ceea ce i-ar avertiza că sunt în pericol, cel mai important fiind durere. Și atunci pacienții cu diabet tind să se traumatizeze în multe feluri, fără a-și da seama. Dau câteva exemple simple. Ei poartă încălțăminți nu tocmai potriviți, fără să-și dea seama. Unul care ar avea sensibilitate bună, deci nu are neuropatie, ar simți efectul ca și durere, disconfort la nivelul picioarelor și își schimba încălțăminții. Unul care nu le simte, nu face această schimbare pentru că nu le simte din cauza neuropatiei. Prin urmare, următorul pas este bătături, de pildă, deci numim calus, mici frecături și ulcerele, care foarte mulți dintre ei nici atât nu simt câteodată și trebuie să se infecteze sau să cauzeze durere ca să-și dea seama că sunt probleme. Acum, când și au ulcer, acea lipsă de durere
face ca mulți dintre ei, chiar dacă încerci să-i aduci la conștiință spunându-le pericolul, nu și-o conștientizează pentru că asociază în mintea lor un ulcer, deci o rană, cu durere. O, tu ai o rană care îți periclitează atât integritate corporală, deci poți să-ți pierzi membru și chiar viața, dar nu-ți dai seama, nu o iei în serios. Pentru că nu te doare. Că nu te doare. Și asta este o mare problemă cu ei și o mare muncă de lămurire constantă, pentru că i-ai spus și oamenii foarte educați, nu vorbesc doar de oameni cu educație simplu, vorbesc de oameni, am avut de foarte multe ori în grijă oameni cu pozițiile sus, educați, care expuși, care într-adevăr au voința bună să se străduiască, dar nu conștientizează doar din acest simplu lucru că ceea ce au ei este periculos. Dar... Ceea ce am aflat eu despre dumneavoastră și am citit este că aveți foarte, foarte mulți pacienți pe care exact de asta îi tratați, de ceea ce se cheamă piciorul diabetic, de aceste leziuni care pot deveni foarte grave, care pot duce la pierderea unor părți din picior sau a piciorului și care reprezintă o mare problemă și provocare pentru pacienții diabetici. Ați găsit niște variante, niște metode să salvați acești pacienți? Da, sunt simple. Răbdare este primul lucru. Răbdare în sensul că trebuie dus o muncă constantă de lămurire. Și este bine că ați ridicat-o că prin intermediul dumneavoastră trebuie spus din nou oricine, deci în estimativ 4-5% din populația României, estimativ, are diabet, probabil mai mult deja, dar deci nu toți sunt sub îngrijirea unui medic, pentru că nu toți își dau seama. Stilul de viață, ceea ce include ca un om care deja știe că are diabet, să aibă grijă tot mereu să se uită la picioarele lui fiecare zi. Nu e greu să pui oglinda și să ridici picior, să te uiți în oglinda, să vezi cum e picior. În fiecare zi. Este o zicală africană că întotdeauna e bine să-ți numără dinți din gură, că atunci o să-ți dai seama când unul lipsește. E că întotdeauna e bine să-ți verifici dacă nu poți singur, atunci nevasta, soț, copilul, cineva de încredere să te ajute. E important. E important din nou stilul de viață, din corul de răbdare, ca să te uiți mereu în pantofii tăi, înainte încălțăminții, înainte să poți. Pentru că poți să ai doar o mică piatră. Am avut de a face cu pacienții cu gheara de pisică în picior, nu și-au dat seama. Cu ac de siringă de insulină, nu și-au dat seama. De fapt, îmi amintesc o pacientă cu picior umflată și mă tot întrebam ce se întâmplă cu această doamnă. Poate și-a sucit gleznă și nici nu și-a dat seama, iarăși neuropatie, adică calca greșit, nu simte durere, nu-și da seama. Ok, o radiografie. Am trimis-o, a făcut radiografie, a arătat-o profesorului care îmi trimisese mie și profesorul s-a uitat și a zis, duceți-vă să-i arătați și domnului doctor, că sunt convins că o să îl interesează. Și, într-adevăr, dânsul a avut dreptate pentru că era un ac de siringă care fusese de mult timp. Acum, ceea ce înseamnă că îi și avertizez pe lângă grijă de pantof, de încălțăminți, să nu umble niciodată, nicăieri, neîncălțați. Nici măcar în casă. Oricât de bun crezi că ai curățenie în casă, nu umbli desculți, punct. Pentru că nu trebuie mult de traumatizat picior și omul nu simte și evenimente merg una după alta. Dincolo de acestea sunt măsurile simple de igienă.
pentru bătături sunt, există cremele blânde și atunci de evitat lucru cum sunt piatra pons de frecat picior, pentru că și lipsa de sensibilitate poate să ducă ca tu o freci și te rănești de fapt. Și lipsa de vedere a multora care vine cu neuropatia, terapatie, problemele renale, problemele oculare sunt și problemele ca și complicații diabetului, mai face ca să nu-ți dai seama ce faci întotdeauna. Grija de tăiat unghiile sunt măsuri simple. Odată luate acele măsuri simple, pacienți, mulți pacienți sunt în zona, cum am zice noi, safe. Înainte de tratament faceți foarte multă educație, s-ar putea spune. Da. Educație pentru pacient să știe cum să se comporte și cum să-și țină boala sub control. Da. Am spus la început că aveți competență în homeopatie și acupunctură, pe lângă faptul că sunteți medic dermatolog. Foarte recent am văzut pe Facebook o postare care a circulat destul de intens, în care se afirma, mă rog, cineva afirma, că tot ceea ce înseamnă medicina alternativă este o mare păcăleală. Mm. O mare păcăleală și că nu are absolut nicio valoare. Mm. Dumneavoastră, cum priviți lucrurile din punctul de vedere al medicului care se ocupă și cu asta? Evident, oamenii pot să-și aibă părere. Este totuși sănătos pentru noi oricine să exprim o părere care poate să fie corectă. Din mai multe puncte de vedere. Una, acum vorbesc ca și om, dar ca și medic. Pentru că munca de medic nu este doar una, să zicem, tehnic. Ci, din punctul meu de vedere, munca de medic a trebuit să fie o conciliere fără să mă calc în domeniul religios, o un soi de duhovnicie, adică e o conciliere asupra vieții, pentru că din viața sau felul de viață se naște boală și numai de acolo se poate trata. De ce am pășit așa? Pentru că cu toții avem responsabilitate pentru ceea ce spunem. Să spui că este o păcăleală ceva care a ajutat, continuă să ajute și va ajuta încă nenumărați oameni, este irresponsabil și poate pentru cei care spun acest lucru, riscul că vor avea și de recuperat că ei au stat în calea multor de a lua ceva util. Acum, cum ar putea să fie inutilă medicina naturistă? Haideți să luăm lucrurile simple. Dumneavoastră veniți la medicul ca vă deranjează probleme de somn pe care am avut pacienții și stai de vorba cu omul. Doar o simplă discuție și afli cu, împreună cu omul de ce nu doarme și ce ar putea să ajute. Asta nu este natural. Poți să ți-o faci ție medicul, poți să-ți facă ție mama sau prieten, tot e naturistă. Cineva bea, mănâncă sănătos, să zicem. Da? Cu totul că l-am introdus, nutriție face parte din medicina curentă acum, însă este medicina naturistă că tu poți să tratezi omul cu dieta lui. E greșit? Bun. Noi vorbim de sistemele de tratat cu ierburi. Sunt multe plante medicinale în dermatologie astăzi. Astăzi, în dermatologie actuală, pot să numesc fulgi de ovăz. E tratamentul clasic, e chiar la jurnalul, un supliment al revistei europene de dermatovenerologie, un supliment despre fulgi de ovăz în piele. O întreagă ediție de supliment, numai fulgi de ovăz. Acum, cum o numim asta? Pentru că acum se folosește ca și crema, numai naturistă, de acolo vin. Există cercetări curente cu varza pe care și eu îi spun pacienților mei, da, deci e umflat, e roșu, puneți foaie de varză și acolo, verde, proaspăt,
Așa făcea și bunica mea, fără să fi citit în vreo revistă și funcționa. Da, și există cercetare care funcționează. Și nu doar cercetare care în revistele de calitate. Ce numim acest lucru, dacă nu e medicina naturală. Și dacă mergem mai departe, ținem cont că în anii 70, dacă nu mai înșel la memorie, cred că a fost Nixon care s-a dus în China într-o delegație și au aflat despre acupunctură și au dus-o la ei în țară. Acum, cine ar crede că tu iei un ac și înțepi pe cineva, nu numai că nu o să-l doare mare lucru, dacă de fapt poți să scutești de durere, scutești de probleme de somn și încă de multe alte probleme. Dar astăzi noi vorbim de homeopatie, este cea care sub, dacă vreți, atac acum. Aș spune că în primul rând există cercetări clare, nu de unul altul, ci de oameni care deja au câștigat premiul Nobel, da? Care demonstrează că soluțiile diluate homeopate, adică care nu au moleculele substanței, totuși păstrează nanomolecule pentru că apa însăși tinde să ia să funcționează sau să ia forme moleculele dizolvate în el în anumite circunstanțe. Să ia ceva din proprietățile acelei substanțe active, să spunem. Într-un mod de a spune. Adică hai să zicem că dizolvăm sare în apă și agităm sarea acestea. Acest proces cu diluare succesive face ca apa însăși, moleculele de apă, să se grupeze în așa manieră încât formează nanomolecule, ca moleculele mici, care seamănă cu moleculele de sare. Și atunci s-a putea la un moment dat să nu mai ai moleculele de sare în apă, în soluție respectivă, dar apa însăși începe să vibrează ca și sare și să emana energiile asemănător cu semnătura sării. Asta este una dintre lucruri care s-a demonstrat. Acum, altceva care devine din ce în ce mai nou este că noi suntem în epoca geneticii. Și împreună cu genetica este domeniul de epigenetică. Ce înseamnă asta? Genele, cum știu telespectatori, dar îl spunem pe scurt, sunt codul prin care se construiește orice organism viu. Și atunci, acele coduri determină că veți fi înalt, eu scund, veți fi alt, eu sunt negru și așa mai departe. Aceste gene pot fi pornite în funcție lor, complet parțial, da? Pot fi stinse complet parțial, inactivate în anumite circunstanțe. Una dintre circunstanțe vin în vastul domeniu de epigenetică, în sensul că ce mâncăm, ce bem și chiar și ce gândim și efectele experiențelor noastre anterior de viață pot amprenta genele noastre adăugând într-un fel sau alte substanțe care sunt epigenetice, adică lângă gene. Și atunci dacă ai gene, ai epi și aceste lucruri pot să modifice modul în care acționează genele. Asta înseamnă că nu mai putem să ne prevalăm de ideea că așa am fost făcuți, n-avem ce schimba, da. Că genele determină totul. Iată stilul nostru de viață în totalitate, nu numai ce, cum spuneați dumneavoastră, ce bem, ce mâncăm, ceea ce gândim, cum acționăm, cum suntem, pot să schimbe aceste lucruri considerate odată de neclintit, bătute în cuie. Da, da, da. Și medicamente homeopate merg în corp și părerea mea este că în timp o să vedem că și homeopatie
are un efect epigenetic tot prin aceeași... De schimbare în da. Același fel. A fost doar o întrebare și domnul doctor s-a pornit. Apropo de rolul homeopatiei, este absolut clar că nu sunteți deloc de acord cu această părere care a circulat în mediul online, cum că n-ar avea nicio valoare toate metodele acestea ale medicinei alternative. Absolut deloc. De fapt, cu totul ca sunt pornit, și eu am semnat petiția, am distribuit, dar am avut și un zâmbet al meu cât de ironică poate fi viața, în sensul că tu vrei să sufoci un lucru, dar în efortul de a-l sufoca, de fapt, tu faci publicitate. Că acum lumea trebuie să întrebe, ok, de ce tocmai homeopatie, ca sunt multe lucruri, dacă stau să mă gândesc ca medic, ok, tu vrei să spui că homeopatie nu are acțiune care e utilă medicină. Bun, pot să numesc multe lucruri, încep cu tetracicline, care sunt un antibiotic, o familie de antibiotice frecvent utilizate de larg consum, care acum există cercetare care sugerează că ea ar putea să fie carcinogenă. La fel, statinele care sunt folosite pentru a scade colesterolul, există cercetare nu în reviste de periferie, ci chiar în reviste de top, recente, deci vorbim de ultimul an. Da? Statinele, hidroclorotiazidele, care sunt pentru tensiune. Deci astea sunt medicamentele de larg consum. Și astea sunt cercetări făcute de a lungul populației, sute de mii de oameni. Și prin urmare, întreb dacă ție ți este de fapt dornic să ajuți poporul. Poți să și scrii pe aceste medicamente. Uite, asta pot să-ți cauzeze cancer. Aia are potenția ca să știe oamenii că unul care este în ghilimele apachiora. Cum se spune despre homeopatie. Da, cum se spune despre homeopatie. Nu trebuie să te deranjeze dacă omul vrea să bea apachiora, decât să știe că e apachiora. Punct. Dacă îl ajută, bun. Dar uite că există unele la care cercetare deja încep să demonstreze că pot... avea pericol și în asemenea situație aș mai adauga că într-un final din fericire medicina obligă, deci cutumele medicinei obligă medicii la autonomia pacientului. Prin urmare nu pot decât să vă spun, doamna, metoda cu care vreți să urmați, eu nu consider că să fie o cale înțeleptă. Însă nu am voie să vă împiedic să încercați pentru că atunci calc autonomia dumneavoastră. Și în acea autonomie vom putea să vedea dacă o metodă anume nu și are efect, nu o mai folosește oameni. O altă metodă are efect sau e periculos, atunci vom ști în timp. Mai vreau să vă întreb un lucru, pentru că atât ne permite timpul deocamdată. Am văzut, am citit, am înțeles că dumneavoastră mizați extraordinar de mult pe puterea credinței în ceea ce privește vindecarea unui om și cred că nu numai vindecarea, cred că și păstrarea unui statut de sănătate. De acord. Trebuie mai întâi să pot să definesc ce e credință. Și aș defini-o folosind un soi de exemplu. Eu gătesc, probabil și dumneavoastră gătiți. Dacă aș veni și v-aș spune, doamna, deci mă respectați, am doctorat, am citit, am tot. Deci vreau să vă spun, doamna, că focul nu arde. Chiar nu arde, e o iluzie. Clar, deja dumneavoastră v-ați dat din cap. M-aș gândi cum arde când pun mâna din greșeală în foc. Da, și atunci, în aceeași dumneavoastră trăiți credința focului. Pentru că știți că arde, practic, luați calitățile focului de a da căldură pentru ceea ce vă trebuie. Da? Credința nu este un lucru
care doar sta ca bucata de informație în sufletul omului. Este ceva viu care trebuie pus în practică. Prin urmare, nu este un lucru pe care noi putem să avem credința comună, ci niciodată nu va fi. Va fi credința dumneavoastră, va fi credința mea. Putem să recunoaștem fiecare în credința celuilalt aceleași lucru. Și atunci credința este un lucru individual, înseamnă un mod de trăire. Și cum ne ajută? Cum ne ajută acest mod de trăire? În primul rând, credința înseamnă a recunoaște că suntem făpturi, creații. Și ceea ce înseamnă un creator. Nu este religie, ci este doar fapta. Pentru că dacă tu îți dai seama că ai un creator, atunci tu îți dai seama că acel creator are pentru tine un scop. Chiar dacă scopul aia că e scopul speciei tale, dar este un scop pentru existența umană, pe care în primul rând omul trebuie să caute să acest lucru să împlinească, altfel nu are cum vreodată să fie sănătos. Nu are cum vreodată să fie fericit, prin urmare neîmplinit. Problema noastră astăzi este că suntem atât de departe de acest lucru. Noi vrem să fim noi cei care hotărâm, dar în cursul acestei lucruri ies întotdeauna un dezastru după altă. Și multe dintre, de fapt toate bolile vin dintr-un fel nenatural de a fi, adică un fel care nu corespunde acestui lucru. Adică nu te-a întrebat vreodată de ce există. E ca și cum aș lua un ceas. Și în loc să-mi dau seama că ceasul meu este pentru a citi timpul, vreau să o folosesc drept fotbal. Logica va fi o problemă acolo. La fel este cu omul astăzi. El uită că este doar o parte, un instrument al unuia care l-a făcut. El este doar proprietate unuia, ca la fel cum pământul e proprietate tot al aceluia. Și numai făcând parte integral din acel întreg și nu făcând încercând el să se ridice deasupra, poate să fie sănătos. Asta e rolul în principiu, că dacă omul nu își dă seama că viața lui interioară, felul în care hotărăște să-și trăiască viața, îi aduce boală. Și numai acel fel de a fi îi va aduce sănătate, el nu a început. Și asta încerc adesea când consult pacienții mei să le aduc în vedere că nu trebuie să acuz pe cineva că el ți-a adus boala, că nu ți l-a adus, tu l-ai chemat. Chiar și simplu limbaj am în cabinet câteodată și trebuie să-i spui pe cineva, vă rog eu frumos, nu mai folosiți cuvintele respective pentru că sunt nesănătoase. Atât pentru dumneavoastră când le exprimați și exprimați cu atâta vehemență, cât și pentru mine, medic, adică are impact asemna lucru asupra mediului meu și aș vrea să mă protejez și eu pe mine. Numai doar limbajul zilnic pe care oamenii folosesc între ei, pe care folosesc oamenii prin mass media intoxică, și sunt lucrurile care se nasc din lipsa de credință, adică din lipsa de realizare a faptului că acel om care emană asemenea lucruri urâte este de fapt un om care e menit să emană lucrurile frumoase, capabil să-l ridice pe el, dar și pe mediul lui și să-l facă mai sănătos. Uite, o temă la care merită să ne gândim cu toții, la felul în care suntem, cum vorbim, cum gândim, cum ne purtăm și cam ce am vrea să fim și să devenim. În primul rând, cred că toți ne dorim să fim sănătoși, așa că ceea ce ne-a spus domnul doctor este o bună temă de meditație. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru discuția de astăzi. A fost împreună cu noi domnul doctor Lawrence Ciugudi,
Nabudiche, medic dermatolog la Institutul de Boli de Nutriție și Diabet Nicolae Paulescu, în același timp având competențe în homeopatie, acupunctură și medicină naturistă. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc dacă ați stat alături de noi, ne gândim cel puțin până data viitoare la tot ceea ce ne-a spus domnul doctor și încercăm să rămânem sănătoși! Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.